Salut! Sunt din nou la munte, în județul Buzău, la Siriu. O să pescuiesc astăzi la Biban. Am doar vreo 2 ore de pescuit, 2-3 ore. E foarte scăzut lacul. Să vedem dacă reușim să prindem ceva. Aici ai treabă, mă! Că e curgeapa asta. Sperăm să nu fac o băiță acum. Totuși. Am o nălucă foarte ciudată. Sunt niște broscuțe mici. Mamă, cât am aruncat-o! Are 1 gram. Ăla-i, mă! Primul biban pe ziua de astăzi. Minunat! Am început bine. Yes! Din nou whale baits. Doar că sunt niște broscuțe foarte mici. Și foarte tari. Au o acțiune super tare cu piciorușele astea micuțe. Nu cred că sunt unde trebuie. Cu siguranță nu sunt. Da. Cred că mă duc pe partea asta altă. Hai că e bine aici. Vreau să am acces la 2 părți aici. Mamă, e nămol aici. Ih. Wow! Acolo arunc. Dai seama. Ce crezi, mă? Ce te așteptai? De când am mai fost cu noi la pescuit, mai știu cum stă. Oh! Ăștia! E mic! E mic! Minuscul! E chiar minuscul, e doar mic. Asta o sărimă, tu ai sărimă? Așa splash ai făcut? Arș, 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 arș. Al doilea peștișor. 2 din 20, mai am 18 de prins astăzi, dintre care 4 peste 30 de centimetri. Ok,
N-am început chiar rău. Fii sănătos, fii pe pace. La lansarea asta e al treilea. Îl simt. Uite după ea. Cred că a mai venit unul. Cred că sunt doi după ea. Întrebarea e care o să atace. A atacat unul și l-am luat, mă, ți-am zis că-l iau. A atacat ăla mai mic, mă. De ce a atacat tu, mă? Trebuia să-l lași pe frate tău. Mai mare. Ce tare. Bă, e super fun. Numărul 3. Run Forest. Este. E mai măricel ăsta un pic. Dar foarte un pic. Ce faci? Numero 4. Unul mai sănătos un pic. Începem să prindem mai îmbrăcați în sfârșit. Ia uite. Numărul 6. Merge. Perfect. Tot la broscuță. Mi-a dat o nouă mulinetă, se numește Okuma Epixor. Nu știu cât de bine se vede. Este foarte faină. Sunt foarte mulțumit de ea, se simte foarte bine, frâna este foarte finuță. E ușoară, e super, îmi place. La mulineta asta o să fie reducere 10%. Cu promo code Darius Rospinning, ca de obicei, pe site-ul powerfishing.ro. Puteți să vă uitați acolo, dacă vreți o mulinetă nouă, puteți să o luați pe asta, e foarte tare. Sunt diferite dimensiuni, puteți să o luați pentru mai multe specii de pești. Și va fi reducere 10%. Ok, să trecem înapoi la treabă. Ce faceți, mă? M-ați lăsat pe baltă și eu nu prind nimic, voi păstrăviți. A prins ceva? O grămadă, pe doar aruncă și doar îi scoate. Da, bineînțeles. Gata, tata, hai! Da, dau cu a ta! Ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta, scoate cu ăsta. Hai că nu mai, s-a terminat. O scoate, scoate. Hai, mulțumim! Sănătate, nu mai bine! Mamă, dar nici măcar n-apuc să... Oh. Am făcut treabă. Punem pentru prăjală, a? Nu, pentru flip, pentru prăjală. Prăjală, da. Vrei să dai glasă? Nu, mi se pare tare și cu asta. Ia, iese la mâncare, ia să vedem. Hai să vedem așa, la suprafață. Ia, sare după ea? Pentru viață. Uite,
Da, sigur că așa. Se vede mai... Bravo, măi, bravo, măi! Vin la că mai am două suse de bucăți. Aici? Ia să bate, n-ai văzut că l-ai prins de arită, de bursă. Hop! Gata-i! E rău, e rău, se bate bine. Da, aia o lăsați acolo și asta de aici. Așa. Și eu băieții mei care... Aveți de 10 mese aici. Ce 10 mese? 20-30, a? Da, adică-l... Restaurantul e aprovizionat. Da. Super. Wow, frumos. Nici n-apucă să intre în apă și deja e la fund. L-am și văzut pe ăla. E mare. Asta a durut. Ăla e. Asta e mare. A, da? O, ce frumos, frumos e-i! O, ce mare e! De-aia lătra câinele? Da, mă, lătra pe trilu. Le are pe amândouă, da. Pe toate le are. Toate patru. Ce faci, mă? Are ceva în coarne aici. Este... Ce faci, mă? A, îi place. Îi place, ia uite-l. Îi place, mă, să-l scarpi, mă. Ia uite-l, mă. Îi place să-l scarpi, mă. Băi, blândețe, băi. Ce zici, mă? Da. Si, mă. Hop, nu mânca mâna. A, vrea aici, uite. Asta-i, asta-i. Ce tare. Asta-i. Ca un, ca o pisică. Stai că n-ajung. E bine așa? E greu să îi arată super. Numai? Gata? Mă, ce coarne solide are. A, nu pot. Rupe mâna prin gard. Nu, dar să... Vrei să mai rupe mâna astea?